Săptămâna trecută postam acest video pe Facebook în încercarea mea de a vă duce în eroare, încercare care mi-a și reușit, pentru că majoritatea din voi ați crezut că eu fac țuică în casă. Nu, departe de mine acest gând, noi nu bem țuică, deși în familie, la sat, se făcea, chiar se face și acum țuică. Noi nu consumăm așa ceva și nu am venit eu în Germania să învăț să fac țuică de gutui. Deși lichidul din imagine pare a fi țuică, nu este. Este suc de gutui. Să vă povestesc despre acest suc de gutui. Mi-au tot povestit nemții că ei fac acasă suc de fructe, de mere în general, de gutui, de struguri, cu acest Entzafter. Nu știu cum să-i spun în limba română, credeți-mă că nu scrie o traducere în limba română, m-am tot uitat pe cutie. Am căutat și pe internet. Pe internet scria că ar fi storcător de fructe prin abur sau ceva de genul ăsta, deși nu înțeleg denumirea, pentru că în acest vas nu se storc fructele. Să vă arăt acum cum se folosește acest recipient alcătuit din trei părți, îl dezmembrez în acest moment. În prima parte, partea de jos, se adaugă apa care se pune pe foc. Aceasta, prin fierbere, trece prin vasul numărul 2, și anume aici, și intră în contact cu vasul numărul 3, în care se află fructele. Acesta arată ca o sită. Aici se pun fructele. Lichidul format se strânge în partea numărul 2 și se scurge prin acest furtun. Manipulând lichidul fără mănușă de protecție, am reușit performanța de a mă opări, dar spre norocul meu am avut în congelator și am încă aloe vera pentru astfel de situații și credeți-mă că face minune acest aloe vera. La câteva ore de la incident nu mai aveam nimic. Revin la procesul meu de distilare, acesta este produsul final, nu în sticla cea mare, ci în sticla cea mică, da, după cum bine vedeți, după 40 de minute de picurare, atâta suc de gutui am produs. Moment în care m-am enervat și am oprit totul, pentru că până și gustul acestui suc este asemănător, ba chiar același cu gustul unui compot. Am trecut imediat la varianta clasică de a face compot, iar zeama strecurată am pus-o în sticla cea mare. Credeți-mă, nu este nicio diferență de gust între cele două sticle. Ca o concluzie a acestei munci, acestui timp pierdut, nu faceți ca mine, nu merită. Mai bine să-ți curgă țuică decât suc de compot prin distilare. Crezut că m-am potolit de experimentat? Nu. Tot din gutui, încerc în acest moment să produc un fel de gutuiată. Așadar, în acest vas am așezat în partea de jos gutui răzuite în propriul suc. Deasupra am adăugat zahăr. Peste zahăr am adăugat gutuile din compotul făcut anterior. Peste acest compot o să pun zahăr din nou. Iar după o perioadă de macerare o să adaug vodka și cred că o să-mi iasă o gutuiată bună. Dacă da, vă invit la un pahar. Dacă nu, în ghiuvetă cu ea.